Bună ziua și bine ați venit, dragi copii, la acest mare eveniment pentru voi. V-am gândit ca pe parcursul mandatului meu să facem un spațiu de joacă și pentru voi, să aveți unde să vă bucurați și atunci, în timpul liber pe care îl aveți, să veniți și să vă distrați în acest parc de joacă pentru voi. Rugămintea mea este ca să-l păstrăm curat, să avem grijă de el, așa cum vă bucurați astăzi, să ne putem bucura foarte mulți ani de aici înainte. Parcul încă nu este, poate să spun, 100% terminat, dar este într-o stare în care se poate distra copiii în fiecare zi. Rog ca acești copii să fie atenți la aceste utilaje, să nu se urce prea mulți pe unul singur, ca să nu le și distrugem în același timp, să-l păstrăm curat așa cum se vede astăzi. Și le doresc din partea mea și a Consiliului Local care ne-am implicat pentru amenajarea acestui spațiu frumos, să-l păstreze și să bucure cât pot, până o ajunge la o vârstă în care vor merge pe terenul de sport, unde acolo, unde vedeți dumneavoastră, sunt și cei mai mari de la școală care au o altă vârstă, unde vor avea un spațiu de joacă. Aici vor fi un spațiu de joacă doar pentru acești micuți până la 10 ani. Le doresc o viață sănătoasă, mulți ani și să aibă grijă de aceste spații. Mulțumesc tare mult că ați venit astăzi într-un număr atât de frumos să vă bucurați de acest spațiu pe care l-am deschis astăzi și Doamne ajută și să-l păstrăm frumos. Părintele vicar o să dea și o mică binecuvântare și să-l stropească cu apă sfințită, să avem noroc de acest parc și să nu se distrugă. Copii, haideți să ne rugăm puțin, da? Așa, bine, vedem cu toate aici. Facem puțină liniște, da? În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, face să noi Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și nu ne aduce vreo ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să trimiți din cer pe Îngerul Tău Sfânt, care să apere, să păzească, să ocrotească, să binecuvânteze pe toți cei care vor intra în acest parc și se vor juca în el, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Amen.